Lucian Bode, ministrul de interne, a anunțat că a cerut președintelui PNL, Ludovic Orban, să discute în coaliție de guvernare posibilitatea de a fi aduse modificări legii 55/2020, astfel încât să poată fi suspendată activitatea agenților economici care nu respectă normele sanitare. Rolul nostru nu este acela de a sancționa cetățenii. Rolul nostru este acela de a limita răspândirea acestei epidemii. Cu toate că activitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne este una consistentă, constatăm în continuare o parte, din fericire, mică din populația României nu respectă regulile de protecție sanitară. Când spun că structurile Ministerului Afacerilor Interne au avut o activitate consistentă, aș vrea, doar în acest weekend, aș vrea să vă dau un singur exemplu. Ziua de sâmbătă, 20 martie, am avut peste 5.000 de agenți economici verificați, peste 84.000 de persoane verificate. Am aplicat aproape 7.000 de sancțiuni. Și cu toate acestea, așa cum foarte corect ați subliniat, în spațiu public vedem cum agenți economici, exemplu cluburile, anumite cluburi, nu respectă regulile de protecție sanitară. În consecință, astăzi, în ședința biroului executiv, am solicitat domnului președinte Ludovic Orban să aducă pe masa coaliției în discuție posibilitatea legală ca pe lângă sancțiunile prevăzute în legea 55/2020 să putem să suspendăm activitatea acestor agenți economici care nu respectă aceste măsuri. El a spus că sunt două variante, una de a amenda în acest sens proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență guvernamentală care modifică legea 55 și care este pe circuitul parlamentar, și a doua ca guvernul să adopte un proiect de act normativ. Eu cred că este obligatoriu să venim cu un proiect de lege, pentru că pe o decizie a Curții Constituționale, știm foarte clar, nu putem introduce restricții prin ordonanță, noi restricții prin ordonanță de urgență, numai prin lege. În consecință, avem varianta 2, în guvern, în această săptămână, să adoptăm un proiect de lege care să reglementeze foarte clar în ce condiții se poate ajunge la suspendarea activității unui agent economic, în ce condiții se poate ajunge la sigilarea respectivei locații și ce riscă acești agenți economici care nu respectă prevederile legale. Știți care este contravaloarea amenzilor aplicate doar în data de 20 martie? Aproape 1,6 miliarde de lei într-o singură zi. Cu toate acestea, așa cum foarte corect spuneți, o amendă de 1.000 de lei într-un club de fițe în București nu rezolvă problema. De aceea, cred că guvernul trebuie să arate determinare, guvernul trebuie să vină cu măsuri foarte ferme, pentru că nu este normal ca marea majoritate a populației care respectă aceste măsuri să se uite și să constate că anumiți cetățeni încurajați de aceste așa zise petreceri private nu respectă măsurile de protecție sanitară. Premierul Florin Câțu a anunțat luni că guvernul are pregătită o ordonanță de urgență pentru suspendarea activității cluburilor și restaurantelor care nu respectă măsurile de protecție sanitară, aceasta în cazul în care amendamentul pe această temă nu va fi susținut în Parlament.